care ai zis tu că este prea mult. Am zis, deci are două valize și scrie acolo ceva pe genul și acum o să plec și eu de acasă. Zic, bine măi, Drenciu, bravo. Mersi. Foarte frumos. Da, deci 100 de persoane, prieteni. Întotdeauna Horia face cadou tortul, din totdeauna. Și Horia Drenciu. Da, îi mulțumesc pe această cale. Horia a fost cel care... Da, el a creat, el a fost designerul. El creează, el a fost cu ideea. Da, dar de fiecare dată i-a adus torturi speciale, deosebite. Da. Am înțeles. Deci cu Horia, toată lumea a contribuit cu câte ceva la petrecerea asta. Păi a avut copilul și DJ și saxofon și lumin și sunet și tort și de toate. Bineînțeles, într-un restaurant foarte frumos și foarte frumos. Foarte frumos și tare frumos, da. Da, e... Este un copil minunat, este un copil bun, la fel ca și Rebecca. Am două fete extraordinare și sunt recunoscătoare pentru acest lucru. Ea a mai prezentat modă, este periculos de frumoasă, așa cum... Da, le știm de mici, dar tot periculos de frumoase rămân. Da, pe măsură ce cresc, are de gând să meargă pe drumul ăsta pe care tu ai mers atât de mult? Deocamdată vrea să termine liceul și eu am înțeles-o. Am mers la Milano cu ea în vară, a fost două săptămâni, să vadă ce înseamnă castinguri, să vadă agențiile, să fie și văzută de cei de la agenții. A fost decizia ei să rămână la școală și să termine liceul. După aceea o să vedem ce o să facă. Dacă o să vrea să facă modă, dacă merge la Milano, la facultate sau la Paris, sau la Londra, de ce nu? Chiar dacă Londra e mai avangardist așa ca și scenă. O susțin ce-și dorește sau încerci să o... Nu, eu o susțin. Eu niciodată nu le-am impus copiilor mei nimic. Deci chiar mi-am dedicat viața creșterii acestor două fețe. Au fost și sunt centrul universului meu și din această cauză pe emoțional mă dărâmă plecările. Asta e păcat. Ce se întâmplă? Ai spus că, de exemplu, cele 8 luni au fost de-a dreptul distrugătoare. Da, da. O să ajung să cred că sunt de plastilină, sincer. De ce? Așa, nu știu, când a plecat mama mea am pierdut o grămadă de kilograme. Când a plecat Rebecca am luat kilograme. Când vine sunt bine, când pleacă. Deci, nu știu, este ceva care nu e dincolo de mine. Apropo de chestia asta, Rebecca când a venit, ne facem analizele. Deci m-a dus la doctor, ne-a făcut analizele. Îți povestea deci că îmi face bine program. Deci tu ești bine cu sănătatea, fără probleme. Sunt foarte bine, da. Am înțeles. Cred că am ceva probleme, trebuie să-mi fac o... ceva la inimă, doar acolo e și ceva, dar o să vedem. Dar în rest, adică variațiile de greutate... M-am obișnuit cu nu ele. Nu țin de meniu. Tu nu mănânci? Nu. Cred că e o chestie și somatică, știi, cu kilogramele. Da, știi? Dar nu mai pot să-mi bat capul cu chestia asta, pentru că nu are sens. Că aici e punctul tău slab, adică când suferi, ori te îngrași, ori slăbești. Da. Dar încă n-am, mai bine las așa decât să să plece cineva de pe lumea asta și să pierd iar nu mai știu câte așa. Kilograme, mai bine așa, las că sunt bine. Eu zic altceva, uite de exemplu să, ca și cum ar veni o voce așa din eter și spune-i, te iubesc, să vedem cum îți răspunde, ia zi. Eu să zic te iubesc? Da. Te iubesc. Răspunde cineva? Hello? Cine răspunde la acest te iubesc la obitei? Bună seara. Uite, mama ta ți-a zis te iubesc. Ce faci iubirea vieții mele? Eu pe ea. Bravo. Te-a întrebat mama ce faci. Bine. Ai ajuns cu bine, mă nu? Mă pregăteam să mă duc în oraș. Se duce în oraș. Dar unde, în ce oraș ești? Ca să știi și noi în ce oraș te duci. Sunt în Lozan. În Lozan. În Lozan, mama cu... Briatore, briatore. Ce să zic, pe aici, pe la Lozan. Aici, da. Dâmbovița... La mulți ani. Și tot ce-ți dorești. Azi e ziua ta, puteți să spune la mulți ani să fii fericită și iubită. Mulțumesc mult de tot. Dar cum petreci în seara asta? Cu câțiva prieteni apropiați, nimic. Ce frumos. Nimic special, că am avut deja majorat și am petrecut și cu prietenii prezentate. Păi ai deja și în seara asta petrecut de 3 ori pentru majoratul. Așa e frumos. Înțeleg că ai făcut și aseară petrecere, nu?
Da, am avut o cină cu cei mai apropiați prieteni. Vreo 20, foarte frumos, ceea ce e bine că ai prieteni. Și înțeleg că am avut imagini de la petrecere. Cum a fost petrecerea asta? Cât de emoționantă? Cum am văzut imagini de acolo alese de tine împreună cu Rita, ca să fie clar? Deci? Da, foarte frumos a fost. Chiar m-am bucurat foarte mult. Emoțiile au fost destul de mari, dar a ieșit foarte bine. Gloria, dar vedem că ai mulți prieteni și în România și în, la Lozan. Dar un iubit la 18 ani? Nu. Nu? Nu, momentan nu caut nimic. Păi de ce? Că e ultimul meu an de liceu și nu cred că e momentul potrivit. Trebuie să mă axez pe alte chestii. Dar băieții sunt în regulă? Adică, sau te uiți în jur și spui, bă, generația asta e cam agitată? Nu, sunt ok, dar n-am găsit pe nimeni potrivit cu mine. Pot spune momentan. Bănuiesc că e coada lungă la cât de frumoasă ești. Da. Mama râde. Acum eu te știu de mică, mă uit ca un unchi la tine, asta spun. Deci cred că e coada lungă, Nelu și-a luat pușcă mai mare, Rita e aici, da, aici da, de la, dintr-un pol în altul. Așa e. Bun. Mama ta trăiește, asta spunea că trăiește cu foarte multă pasiune și până la limită fiecare dintre experiențele tale și ale surorii tale, fiecare dintre plecările voastre și deciziile voastre. Da. Ce să-i spunem noi? Sau cum faceți voi cu ea? Cum? Că ea totdeauna, țin minte, când a plecat Rebecca, plângea, nu mai putea. Acum e dor de ea, e dor de tine, nici ei nu mai știe de care e dor mai repede. E foarte atașată de noi, deci... Nu știu. O să vină și ea să mă viziteze și eu o să mă întorc, nu plec. Ea zice că e prea atașată, de cred că se răsfață. Ea crede că este atât de atașată pe cât trebuie, dacă mă întreb. E o mamă care a trăit prin voi, nu? Da, așa este. Cât de mult a fost, cât de important a fost asta pentru voi? Sunteți fete mari. Foarte important. Foarte important. Adică suntem foarte apropiate toate. I-ai mulțumit vreodată pentru toate lucrurile astea? Da, normal. Cum? Păi lucruri pe care le faci. Mulțumesc că îi spun că apreciez ceva. Da? Da. E bine atunci. Apreciază copilul. Asta e foarte bine. Eu cred că cea mai bună spate e că e o fată cu minte, că ascultă. Așa că e. Asta e și rezultatul. E bine educată și asta e meritul Ritei în primul rând. Normal. Și ea e mândră. Ia uite cum ascultă, cum se uită. Evident. Sunt foarte mândră de fetițele mele, de amândouă. Ce vrei tu să faci mai departe, ca să știe mami pe unde să-și ia bilete de avion? O să aplic la facultate acum, ori, sincer, sunt foarte indecisă, ori Londra, ori aici, Elveția. Dar ce vrei să ori, faci? Ori Paris. Vreau să fac, este un curs, se numește Media and Communications, adică tot ce înseamnă marketing, jurnalism, public relations. Aha. Mai mult marketing. Televiziune. Aha. Deci dacă faci televiziune, să știi că televiziunile te așteaptă cu drag. Pe aici. Da, înțeles. Frumos. E în regulă. Deci o să fii un star pe semne. Se sperăm. Da. Spre deosebire de sora ta, care este mai degrabă de laborator, așa. E chiar de laborator. Adică sora ta face experimente și tu le prezinți, ca să zic așa. Da. Uneori așa e, dintr-o mamă ies două fete total diferite. Sunteți diferite, nu am înțeles. Adică așa este. Da. Dar ne completăm bine. Păi asta e important. Noi am avut o fotografie, aici este o fotografie cu Rita și cu cele două fete. Am avut o fotografie foarte frumoasă cu tine, cu Nelu și cu Rita îmbrățișați. Cum ai simțit tu momentul acela? Era momentul în care tu ai devenit om mare, cum spune piesa, și părinții efectiv erau topiți în brațele tale. Uite, pe Nelu. Foarte bucuroasă, sincer, am fost foarte bucuroasă. A ieșit totul fix cum am vrut eu și a venit toată lumea care mi este foarte dragă. Am avut și părinții alături, prieteni de familie, a fost totul chiar... La o masă după colț, masa bătrânilor. Da. Tot a fost. Înainte era masa copiilor, acum a fost masa bătrânilor, v-a tupilat. Dar bine că i-a lăsat, că uneori știi cum e, voi rămâneți acasă. Da, a fost și bunica ei din partea lui Nelu, Dana, a fost și tatăl meu. Da, a fost și fratele meu, a fost toată familia.
Mami e cam emoționată și în seara asta. Păi, n-are de ce să fie. E prima oară când pleacă fără mine, ca să zic asta așa. E prima plecare fără tine? Da, e prima dată când pleacă singură. Copilul, ai plecat acasă, ce ne facem? Adică da. Și nici n-a avut nevoie de semnă. Bine, am mai plecat cu școala, am mai plecat, dar e prima dată când... E pe cont propriu, nu mai, da, trebuie, nu mai trebuie să semnăm. Da, n-am mai semnat pentru ea, nici eu, nici tatăl ei. A plecat singurică. Singurică? Tu ești singurică acolo sau ești cu... Nu, am prieteni aici. Stai cu mai multe fete sau singură? Stați așa în gașcă? Nu, am prieteni cu... Nu, cu fete. Cu fete. Da, ei sunt studenți acolo la facultate. Da. Ea a primit cadou această vacanță, au așteptat-o. Cred că acum ies în oraș, nu-i așa, Gloria? Da, trebuie să plec. Ce să spunem? Ce frumos. Să te petreci. Petrecere frumoasă și vreau să te întreb cum e mama ta, cum o vezi tu prin ochii tăi acum la 18 ani, dacă ar fi să o caracterizezi așa în câteva cuvinte. Ca întotdeauna. E o persoană foarte bună și o mamă foarte bună și e prietena cea mai bună, adică ne înțelegem. Și tu, a mea iubită. Da, bine. La mulți ani și petrecere frumoasă. La mulți ani, Gloria, să fii fericită. Mulțumesc mult. Bine, la mulți ani. La revedere. La revedere. A, și zise copilul, hai, pa, 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 că avem treabă, mă țineți cu copii. Sentimentalismele voastre. Dar zis, mă, cea mai bună prietenă, asta e mare lucru. E mare lucru, e foarte important să fii prietenă. E cheia vieții tale, nu? Da, eu cred că... Le-am educat în așa fel cât să înțeleagă că, indiferent ce s-ar întâmpla, eu sunt cea mai bună prietenă a lor și mie să-mi spună prima dată tot. Și să știi că așa s-a și întâmplat absolut tot, toate momentele importante din viața lor, întâi s-au sfătuit cu mine. Și Gloria și Rebecca. Ce te faci tu de la anul? Lasă-mă pace. Singurică în casa aia... O fată acolo. Poate mai facem un copil, eu știu. Ia vedem. Nu mai să nu ți-ai mai dori un copil? Nu că eu mă uit la, da, mă uit la cineva. Mi-aș mai dori un copil. De ce să nu-mi doresc un copil? Și eu cum te vedem așa, întotdeauna n-am avut, adică ne-am mai întâlnit, dar nu așa să te văd chiar atât de aproape de mine. Mi s-a părut că ești o femeie de carieră. Dar acum îmi dau seama că nu, tu ești o mamă în primul rând. Bine, acum sinceră să fiu, am încercat să le fac pe amândouă. Nu am fost nicio femeie de carieră, nici nu am făcut business-uri foarte mari, dar nici nu am stat doar acasă cu copiii. Deci am încercat și în continuare fac, adică am o grămadă de proiecte și fac foarte multe lucruri. Anul acesta, de exemplu, de fapt de anul trecut deja, în ultimul an, am fost chiar mai mult plecată și în țară cu seminariile, deci am mai lăsat-o și singură, mă rog, nu singură, că venea Nelu și stătea cu ea, dar am mai plecat. Înainte eram mult mai... Când erau mai mici. Da. Foarte... De fapt, știi care este chestia? Rebecca mănâncă salata din pungă, o desfaci și o pui în bol. Nu pune sare, nu pune ulei, o mănâncă pur și simplu. Și dacă este acasă, coboară din camera ei până lângă mine pe canapea și îmi spune, mama, fă-mi o salată. Adică da. Are 20 ceva de ani și tot mama, desfac funga. Și mi-aduc aminte că odată lucram la computer când era ea clasa 12, în ultimul an, și a venit și a zis, mama, fă-mi o salată. Și am zis, am treabă, Rebecca, desfă punga și pune-o în bol. Și în timp ce se îndrepta spre bucătărie, am respirat așa adânc și am zis, nu, mă ridic eu și-ți fac, că știam că o să vină momentul în care mi-aș dori să desfac punga aia și să adică momentul de anul viitor când vrei să desfaci punga, dar uite, acum profit de chestia asta să știi că eu le gătesc în fiecare seară cina. Le-am Gloriei, de exemplu. Da. Adică Gloria nu mănâncă decât ce-i gătesc eu și bare și dorințe. Mama vreau aia, îmi spune de când pleacă de la școală sau când e pe drum, mă sună și îmi spune. Deci cât mai au nevoie de noi, nu știi cât mai roagă ceva copiii noștri să le spunem da. Să le spunem da. Da, și eu am gătit, dragă, nu vezi că miros la mâncare? Nu, dragă, nu miros deloc, ești fresh, zici că n-ai, zici că toată zici că așa te-ai trezit.
Așa, un miros. Ce nu mă fac, mă? Iar ai dormit în bucătărie. Mie îmi face foarte mare plăcere să gătesc și de aceea am și acest proiect care se numește Ritalicios și odată pe lună gătesc și mi-aleg o temă. Acum am avut cu trufe. Oh, ce frumos. Cam bun. Acum o aștept pe Rebecca să vină. Abia a plecat, dar vine, asta e. Timpul vine și ea în vacanță, 4 zile. Și îți dai seama că o să mă bucur să le am, să se umple casa așa când vine și Rebecca și nu știu ce, cum o să fie la anul, pentru că e casa chiar prea mare. Ce faci? Asta zic, ce faci tu în casa aia mare? Da, nu știu ce o să fac. Ai să te refugiezi în ceva sau într-adevăr povestea asta cu copilul e o glumă, dar... Nu se știe cum o să vrea Dumnezeu, dar asta înseamnă probabil că o să călătoresc mai mult către ele. O să vină timpul pentru tine, știi? Momentul ăla să te iubești pe tine. Da, eu mă iubesc foarte mult pe mine. Când nu mă iubesc pe mine, nu pot să iubesc pe nimeni în jurul meu. Dar și atunci... cine e în viața ta, în locul lor, intră, a intrat cineva? Păi a intrat, da. Păi, nu zibriatore, că... Da, uite,